bine, atât o fost. Uh, uh. quest -i error, updating objective. E clar că nu mai mere nimic. Talentele mi le-au resetat. Tot! Ce-au făcut astia mă, cu mine, ma. Mă. Nici măcar nu știu unde îs. Hei, Katrina Catrina din nou! S-a întâmplat cataclismul și eu tot aici. Că da, că de ce nu? Da, deocamdată nu mai am nevoie de cu eu Deocamdată, zic eu. O venit peciu păstă noi. Am un avem ce face. Merem așa mai departe. Am văzut intro E foarte fain. Nu știu de ce. Parcă eu nu mi-aduc aminte de intro ăsta. Nu m-a părți din el. Parcă nu era făcut așa de fain în trecut. Habar n-am ce s-a întâmplat. Ce mai faceți? Cum o fost de Paște? Cum a fost? Ce ați făcut? Eu nu v-am spus uh, ce-am făcut din 1 mai în video anterior, pentru că evident l-am uh, filmat un pic mai repede ca să pot să mă duc să mă petrec din 1 mai, dar a fost time, fine. Am fost în uh, Arieșeni, acolo mi-am petrecut vremea, eu știu ce mor. acolo mi-am petrecut vremea, Oh, am și uitat că acum pot să îmi iau mai mulți pets. Și am pe 1 și pe 2 nu pot să... trebuie să-mi pun iară toate talentele aici. Tot ce am avut în viața asta s-o șters. Glifuri, talente, tot, tot. Păi merem tot pe Beastmastery. Doamne, năcăjită Mi s-o șters că trebuie să mă pun apoi, că dacă mai iau la bătaie și mor. Na bun, până eu îmi fac aici talentele și toate celelalte, Vă pun un mic filmuleț să vedeți ce am făcut eu de 1 mai. Ok? No, bun. Revin. Na, no, hai să vă zic repie rapid, cum a fost. Ne-am întâlnit cu Rexi, care e fratele lui Colțuleț, foarte simpatic. După aia am ieșit la o plimbare. Rexi a venit cu noi, îi plăcea să meargă prin șans și după aia vine să vină să se șteargă din noi. Să te lăsa urme de apă în plimbarea noastră. Apoi am dat din niște căluți, super simpatici și curioși, să uitau la noi ce facem. După aia ne-am mai plimbat un pic cu Rexy, foarte simpatic, nu i-a fost frică de urs cu el. Chiar au avut grijă de noi. Apoi am văzut o vulpiță, foarte simpatică și asta. Am fost la ghețarul scrișoara, începe să topească gheața pe acolo, deci vedeți ce faceți, că poate pică pe voi, foarte frumos a fost pe acolo. Mi-a plăcut. Aici un semn cu ghinion. Să nu arunci bani. Uite câți ghinioniști avem. Or Ar arunca bani pe acolo. Încă niște imagini cu ghețarul din scărișoara și cum se vede de jos, că acolo încă e zăpadă, e frumos și sunt 230 de scări. Izbucută uz, ne-am dus prin pădure un picuț, păi ok, nu e greu traseu, ăsta izbucu. e izbucul, foarte frumos, foarte adânc. După aia ne-am întors la cazare, am mâncat o haioșe și am făcut salata. Eu am fost responsabilă cu salata, eu am fost fata cu salata. Am prăjit și un pic de carne și aici îl puteți vedea pe Rexi care făcea un mini tantrum când am plecat acasă, că el o crezut că merem la plimbare. Cam atât! No, acum că v-ați uitat, Bine ați revenit. Aci, să vedeți că nu mai am talent să-mi pun aici, deci nu mai am Devil Zaur, dar nu mai este Stable Master, așa -i? Și nici Pat nu mai am, nu mai Devil Zaur. <trui> oh! Cu ce m-am pricopsit, dar fix treaba asta nu mi-ați spus-o. Nu mai am talent ei, numai 30 de puncte am. Parcă ceva îmi lipsește. No, anyway. Next Talent la 69. hai să vedem o dată să ne căutăm un... De ce? Că eu am dat track. Nici astea nu le mai am, mă, da. Uai, ce mă da păstă cap. Cred că mi-o lua o panteră de pe aici. Nu știu ce-mi lipsește. Ce-mi lipsește aici? Ai de cap, meu... Ah, ok, ok. Și astea le scot de pe aici, Că le am așa ca aspecte. Bun, și viperul. Să pot să-l pun aici, în locul ăsta, la alt. A, nu mai am mana, am focus. Vai, ce pierdut no. Stați o leacă, că ceva nu e în regulă aici, la mine. Știți ce cred că trebuie să fac eu aici? Asta e tameable? Nu e tameable. Deci, dacă îi dau asta, îmi zice, you have an active... Cum? Cum I have active... Of... Deci nu pot să îi dau tame la mățul ăsta, pentru că am Petul ăsta 1. Eu cred că trebuie să mă duc acasă, că nu mai înțeleg nimic. Trebuie să dau un logout out întâi. No, am dat relog și hai să vedem dacă pot să-l tot fără să-l campă. You have too many pets! No, bine, am plecat acasă, gata, mam, am hotărât. Dacă să aici, mă duc aici jos. Mă duc la trainer. Se pare că mai am învățat chestii, no? Bărâbă. Bă. Avem aici un hunter trainer. Oare cum ajungem la el și unde este? Aici? Noia. ia. Tăi de cap, meu, mă. Mă! Voi mă goliți de bani. Window Venom. ce asta? e ăsta? E cel. Kill shot. E bun. Perry, bun. Trap launcher. Bun. Și snake trap. Bun, acum ar trebui să ne căutăm un stable master să vedem ce avem acolo. Am pierdut-o pățițuș. -o. Da, pe colțuleț. Talents or fuck. What? Da, exact. Deci nu am un stable master pe aici, pe nicării. Fac să am mai mulți pets available. Nu știți? Am venit aici unde este un stable master. Aha. Deci pot să-l las pe devil aici. Nu pot. Și să-l iau pe colțișor. Dăm abandon la țițuș. Țițuș, fata mea, mi-ești foarte dragă. Da, te las pentru într-o altă țițuș. Mă glifur mi a lua. Ce să zic? Bine a fi. Da să dăm un complet aici. Să nu spui că ăsta o să mă urce la 69. Ea, cât pe era. <laughs> să urc la 69 și să fac scandal. Că m-am plimbat atâta de jaba. Și mi l-am lăsat pe Devil Zaur. E parte. Dar ar trebui să-mi iau eu, nu știu, orice random de aici. Ce este aici? Tu? Can you be tamed? Poți să te iau, fată, ai plecat, te no, Hai să, Hai să ieșim în cale la moimuța asta, nu știu ce-i. Nu, no, am pet. E foarte frumos petul. Pet talents. Nu mai are fericire și bucurie. Și asta pentru ce atunci? Ai da mâncare în timp ce se luptă. Nu înțeleg. Anyway. Mai hai să ne înscriem într-un dungeon până un alta. Să facem 69 și după aia ne luăm pe... în înapoi. Mă, și nu mi-ați spus voi nimica, mă. Mă, dar nimic, mă. Vă da nimic nu-mi spuneți, mă, nici măcar să mă pregătiți pentru ce urmează. Și asta de ce nu-mi dă mai mulți pets? Adică toți. Știți ce zic? No, anyway, hai să mergem să facem ceva quest-uri pe aici. Nu, aici nu, aici nu. Nu, nu-mi place niciun quest de aici. <laughs> Merem noi acolo înapoi în zona noastră. No, bun. Acum că ne-am stabilit un pic și ne-am intrat în mână cu cataclismul ăsta insuportabil, putem să ne începem poveștile. V-ați ales și pentru astăzi un subiect foarte fain despre tipuri de colegi pe care poți să-i ai și să vă povestesc câteva întâmplări cu un coleg nou care a venit. Nu e vorba de Billy, nu. e vorba despre un alt coleg de la care am avut niște așteptări foarte mari, având în vedere experiența între ghilimele a lui. Pun ghilimelele pentru că încă nu-mi dau seama dacă e chiar experiență sau pur și simplu persoana asta o, o mințit în CV. Mi dungeon. Dacă ne punem jos și intrăm. U! hai să luăm de aici. Da, așteaptă, că viu și eu. Mă, nu mai am au, e? Acum mi-am dat seama. Ha! Kill command. Kill shot 5. Stai că acum mă ajută și interfața un pic să văd ce trebuie să dau și când. Am uitat că eu trebuie să am grijă pe ce... O, oh, stați o leacă că sunt confuză. Deci eu chiar nu mai am AOE. Stați așa. Să-mi pun talentul aici. Paf. Learn. Yes. Agility mina asta mi-l trebuiește. Stați! Bă, dar eu sunt foarte în urmă cu tot s pierdut în spațiu un pic. Da. Numai dacă îmi pun trepul eventual ca și aoe. Funcționează? Vai, da, îs așa de stânga ce acum. bun, mai sunteți? A, acum am ul mare la mai mult zic decât la 3, așa -i? Ăsta mi-e un fel de aoe. Da, ăștia au spor. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Mm, no. P am rămas numai eu cu healer și încă cineva pe aici. Restul ori ferit. Păi, uh, tocmai au trecut Paștele, deci ăștia pot să vie liniștiți. Good, good. Ești curioasă oare dacă mi scot de la stable, mă lasă să fac tame la alt pet și să iam acolo la îndemână? Că momentan doi pets îmi stau în stable. Questi best Da, s-a terminat. Nu știți ce mai fac pe aici și unde mă duc. Alo? A, la quest completer. Trebuie să mă țăp jos? Stați să dau și eu complet aici la questuri. Perfect! Imediat suntem 70. No, hai să mergem la stable înapoi. Să ne luăm pe devizaur, îmi place... Nu știu ce e ăsta. Să nu spui că aici nu am stable. Really? Că n-am. Pe bune, no kidding. Cum să n-am? Doar e mare orașul ăsta. Chiar nu este un stable pe aici tu ai doamne! Nu trebuie să mă duc înapoi. Doamne, că nu m-am plimbat episodul ăsta, aproape că n-am făcut nimic. Ne scriem în un alt dungeon. Și primești justice points. Și bănuți frumoși. 29 de gold. Na, să zicem că pentru ea se merită. Aici, stable master. O să-mi cumpăr un toi. Mi-am luat un toi. Am, am un toy acum. Anyway... Stai să-i dau Abandon la, la șnițelul ăsta, ce o fi. Abandon! Acum pot să mi iau. Good. Ok, acum hai să încercăm altceva. O să-i dau Dismiss la eu și să-mi iau unul de ăsta și să rămână cu mine like forever and ever. Că eu nu țin minte să fi folosit um, Stable Master un cata. You have too many pets already. De cum? n bat el. Ok. Pet talents mi-or rămas. Learn. Nu no, bun. Am move to command. Ah, oh, foarte tare. Da, bine. Da, bun, acum putem continua cu ce mai avem de făcut pe aici, cu quest-uri și așa mai departe, până la... De ce s-au luminat aici? De ce ți ai luminat așa dintr-o dată? Ah, nu știm. Putem continua cu questurile noastre sau mai bine intrăm în dungeon dungeon de 70. Stai că, stai că avem aici o grămadă de quest-uri. Stați-o leacă, stați-o leacă, că vin acum. Da, mi se pare că urc extrem de repede. Pe... Dar nu știu, chiar e afă capa? Păi nu prea are cum să fie afă capa dacă acum au intrat cu noi. Înseamnă că au fost acolo. Oare de ce am impresia că sunt mai puternică decât am fost înainte? Nu știu, parcă dau damage mai mult mai mare. Sunt foarte prinsă, mă scuzați, sunt foarte prinsă de atmosfera asta de cata și de ce damage fac și de ce se întâmplă și nu știu de ce să așa de... Stați să îmi iau astea, că văd că îmi trebuie la quest. Stați că le iau și pe ăla dacă nu vă supărați. Nu, no, nu, no, bine, stați că... Mai este cineva care le fură de aici, din fața mea? Bă, 2000? Ce? -s? Ce? Mă, ce cu damage-ul ăsta? Eu n-am dat atâta în viața mea. Ce se întâmplă cu damage-ul ăsta? Nu înțeleg. Ia stați o leacă. 3, 4 din 5. Apoi mă tă mai găsă o iuna, așa -i? No! Am 5 din 5. Eu am dat 70, mă. Foarte repede cresc. Dar nu mi se pare că mai am... Ceva se întâmplă. Nu știți ce se întâmplă. Și ce e aici? Ce se întâmplă? Eu nu mai înțeleg nimic. Na, no, bun, acum că m-am mai liniștit un pic, mi-a trecut partea de wow, wow, cataclism și m-am mai obișnuit cu spelurile. Hai să pornim subiectul. Cam am avut tentativa asta și mai devreme și n-am apucat. Na, no, bun, tipuri de colegi. Am adunat mai multe, dar știți cum sunt făcute? Un coleg poate să aibă unul sau mai multe atribute din acestea, da? <laughs> Deci noi un singur coleg îi un atribut al unui tip de coleg. Începem cu health specialist. Ăsta e cel care tot timpul are să-ți dea sfaturi despre sănătate, despre cum să trăiești, despre medicamente, trucuri, leacuri băbești, tăche în timpul orelor de lucru. Dacă te aude că vorbești mai răgușit, dacă te aude că sufli nasul, că ai tușit, că ai strănutat. Ăsta e colegul care are grijă de tine. Îl mai avem și pe glumețul ninja. Ăsta e colegul ăla care niciodată nu zice nimic, nu se prea bagă în conversații. Dar, te <gântu -i> surprinde când intră și el în conversație cu o glumă. Așa dată la rece, foarte amuzantă, inteligentă. Și nici nu te aștepta că persoana asta de obicei nu într-o conversație cu tine. Așa vine ca un ninja și îți dă replica. Un alt tip de coleg îi maestru în memoria tehnică. Asta e colegul care ține minte tot ce s-a discutat de la începutul companiei până în ziua de astăzi. Deci la el apelez când... Știi tu că parcă s-a discutat ceva cândva, dar nu știi exact ce? Și te duci la el și zici, auzi, știi că am avut cândva noi clientul ăla și știi că am avut problema aia, acum no, am rezolvat-o? Sau, știi că odată s-a discutat o problemă cu privire la cum validăm sistemul ăsta, nu mai țin minte ce s o rezolvat, că eu nu mai știu. No, ăsta e colegul ăla, maestru în memoria tehnică. Mai avem și regina sau regele în rețetele sănătoase. Asta e colegul ăla care tot timpul vorbește despre ce o gătit el super sănătos la steamer, la air fryer, ce ar trebui să mănânci tu dacă vrei să fii mai sănătos, dacă vrei să slăbești, dacă vrei să arăți mai bine. Deci ăsta e colegul care te ajută la alimentația ta. Trebuie numai să-l întrebi și să-l pornești că după aia să rezolvă lucrurile de la sine. No, o să dau teleport out și după aia teleport back in. Au! De ce m-au atacat ăștia, mă, nene, mă? Oh! Uh! Nu, no, nu contează. Bă, ce viteză am, ca și spirit. Anyway, ne băgăm în altul. 70, ar trebui să mă duc dincolo. Hai că merem și între timp mai povestim. No, am făcut două levele episodul ăsta. Dar nu, de fapt, merg lucrurile mai repede. Stați liniștiți, nu mă pricep eu așa de bine la toate. Dar, bun. Următorul tip de coleg îi maestru în suspansul oratoric. E persoana care vorbește atât de rar. Ține întotdeauna atenția audienței în suspans până când finalizează o idee sau o explicație. E persoana care face pauze lungi între cuvinte, până stă să se gândească ce are de spus, că să spună exact cuvintele potrivite, încât uneori uiți de unde o pornit. Mai avem ca și tip de coleg regele răspunsurilor cu gifuri. E persoana care răspunde în, în mare parte în conversație cu gifurile adecvate. Nu pot să zic... Mie îmi plac persoanele astea și tot timpul mă amuză când văd gifurile. Îmi place că le folosește și încerc să le folosesc și eu mai des că sunt chiar simpatice. Dar da, sunt colegi la care le place să răspundă numai în gifuri. Și așa, câteodată avem și o conversație, doar în gifuri. <laughs> mai avem și expertul în mimuri de situație. Tot timpul găsește mimul perfect pentru a ilustra o situație specifică sau o conversație, mai ales când doi colegi au o discuție mai aprinsă sau o discuție pe un anumit subiect, timpul găsește mimul perfect să îl introducă în, în discuția asta, ca să ne mai redem un pic. Mai avem și colegul cu intervențiile neașteptate, persoana care tot timpul sare cu părerea, opinia, observația ei, <laughs> chiar dacă nu tot timpul a fost întrebat sau întrebată. Mai avem maestru în explicațiile ambigue. Deci ăsta e colegul pe care îți dorești să nu trebuiască să-l întrebi nimic. Ăsta <laughs> e colegul care oferă complicațiile așa de complicate și de vagi încât e posibil să nu înțelegi nimic din tot ce ți-o spus și să trebuiască să mai întrebi dată. Imagina cât e cuesturi să ce. Mai avem colegul care e maestru în teorie, novice în practică, persoana care are cunoștințe teoretice solide, dar se descurcă slab când trebuie să le aplice, adică, mai bine spus, persoana care le știe pe toate. Cred că toți avem un coleg de genul ăsta. Tot timpul știe, tot timpul el ar fi făcut mai bine, tot timpul îi mai cunoscător decât ceilalți, dar când îi vine rândul, parcă nu mai e același lucru. Ea m-au făcut ăștia veteran în gildă, nu știu de ce, că n-am făcut nimic. Dar da, bai. Un alt tip de coleg ar fi arbitru rațional. Persoana care intervine în conflicte cu argumente logice și raționale pentru a ajunge la o soluție. Colegul ăsta de obicei e și colegul care e foarte filozof, și te prinde în explicațiile lui filozofice despre viață, încât efectiv nu mai ai chef să te cerți <laughs> și te potolește dacă cumva ești supărat. Ce s-a întâmplat cu Devil Zaurul ăsta? Că mai înainte am pus aici atacurile. A, nu mai are abilitățile alea? Mi-au luat tot Eu nu mai are abilități Devil Zaurul meu. De ce? Dar mai înainte le-au avut. No. De Vilzauru, ruda lui. Așa. Despre arbitru rațional v-am spus. Maestru în relații corporatiste, ăsta e persoana aia care se pune bine pe lângă șefi, care tot timpul are un răspuns pozitiv la ce zice șeful, care tot timpul îi face complimente la șeful și îi dă dreptate la șeful. Știți voi, persoanele astea foarte bine, nici nu trebuie să vă povestesc eu de ele. Mai avem cei mai nenorocoși dintre noi, pionierul tehnologic în apus. Ăștia îți bătrânei ăia care nu să știu cu tehnologia, pe care trebuie să-i ajuți la orice pas, care nu știu de fapt să-și facă treaba pe calculator și trebuie să-i ajuți la orice. Dacă trebuie să lucrezi într-un sistem, da, păi doamne ferie. Ca tip de coleg, îl mai avem și pe la gurmandu, care în continuu mănâncă. Deci, ori la orice oră, dacă îi pui o întrebare, auzi că el rumegă pe fundal. Deci e clar, ăsta în continuu mănâncă. Mai avem și expertul în plângeri ineficiente. Adică persoanele care constant să plâng de lucruri care oricum nu se pot rezolva, dar e în continuu să plâng de ele. Și deja îl întreb, no, și ce vrei să fac? Că ei zic, păi nu poți să faci nimic, pentru că nu se poate face nimic. Dar nu contează, important e important, că <laughs> trebuie să se descarci și să se plângă în continuu. Plus că și, și eu ea care să plâng și că au foarte, foarte mult de lucru, de nu se mai poate, ei singuri duc toată compania în spate, dar poate ei să ia care fac mai puțin în companie și care au tascurile cele mai simple, că mai sunt și de ăștia și în continuu ei nu mai pot, ei nu se mai pot, ei își dau demisia în continuu. Da, Mai avem mama expertă mama care vorbește mereu de copii și de experiența lor, care abia așteaptă să o întrebe cineva de copii, să arate în continuu poze. Mai avem Shopaholic, mai ales acum cu toate site-urile astea de unde pot să cumper chestii super ieftine. Cred că mor și am murit. Vă ziceam de Shopaholic, Colega, colegul care în continuu își cumpără chestii e pe site-urile astea chinezești și după aia trebuie să-ți și arate neapărat ce și luat, cât e fain, ceea ce nu e chiar rău. Câteodată e foarte distractiv. Doar dramatizez eu un pic situația. Nu am predat și toate astea. Ieșim și ne înscriem din nou. Între timp... Merem în Stormwind. Stai că am, am mai urcat în level. Stai să vedem dacă putem să mai învățăm ceva. Nu nimic. Foarte bine. Am ajuns în Stormwind și nu știu în ce direcție trebuie să o iau. What? What? Blasted Lands? Oare știu să zbor? Nu știu să zbor încă. Nu știu să zbor pentru că nu știu eu să zbor. Na bun. Până îmi dau eu seama cu ce? Cred că cu barca trebuie să mă duc. Dar merem până în centru, totuși. Wow, ce e aici. Știți ce vreau să văd? E numai curiozitate. Dacă sunt pe aici niște... Da, nu sunt. Nu sunt. Dar nu știu când au apărut niște portale care te duceau în Dalaran, în Dalia, Dalia. Sau ține o minte ceva greșit. Nu contează. Cred că cu barca trebuie să mă duc. Anyway. Bine, mai departe. Avem detectivul sau stalkerul. Cred că toată lumea are unul de ăsta în birou. Critical, strike, haste, stamina, strength. Detectivul e persoana aia care stocărește pe toată lumea. O venit o persoană nouă, trebuie să știm totul despre ea. Îi găsește partenerul, îi găsește copii, îi găsește toate activitățile pe care le au făcut în ultimele 10 ani tătătăt și știe despre el. La fel, dacă are probleme cu cineva dintre colegi, tătătăt știe, tătătăt, tăt ce secretele. Are dosare cu fiecare persoană din echipă, fiecare persoană din companie, a trebuie să-i greșești cu ceva vreodată. Mai este colegul sau colega aia care îi o bucurie în fiecare dimineață să o vezi, îi raza de soare a biroului, E raza de soare a echipei. La mine e o colegă, v-am mai zis de ea, colega aia care e iubită de toată lumea. Deci n-ai cum să nu iubești când o vezi. Cât e drăguță. Mai avem și interogatoriu neobosit. No, colegul sau colega asta are mereu o grămadă de întrebări. Problema cu persoana asta nu că are întrebări, ci că nici nu stă să asculti răspunsul la întrebările pe care le are. Deci în continuu reușești să explici jumătate din răspuns, îți pune o altă întrebare, iar jumătate, iar altă întrebare și problema e că tu urma să explici ceea ce întreabă, doar că nu are răbdare să te asculte. Și atunci el e neobosit, dar te obosește pe tine. Mai avem ca și coleg Sfântul Serenității. E colegul care lucrează așa de încet încât pare că plutește într-o stare de liniște absolută, fără să fie afectat de graba din jurul lui. Deci ăla, indiferent că te grăbești sau nu, ce ai de făcut, nu contează. El are ritmul lui, te enervează câteodată cât de liniștit el, mai ales când tu știi că ai termene de îndeplinit și el nimic. El e liniștit, el nu are nicio treabă, nu se grăbește nicăieri. Mai avem două pe lista mea, dar sunt și altele. Mai avem nemulțumitul etern. Colegul care îi mereu nemulțumit de muncă și să plânge indiferent de tascurile pe care îi le dai. Nimic nu-i convine. Nu-l poți mulțumi cu absolut nimic. El pur și simplu într-o nemulțumire eternă vis-a-vis -vis de locul de muncă. Și nu numai atât. El și cam vrea să plece, dar el să complace în starea în care îi, chiar dacă nu-i convine nimic din ce să face, nimic din ce să hotărăște, nimic din ce să lucrează. Și ultimul pe care îl am eu pe listă aici, i-am zis expertul în justificări imposibile. Hai să dăm complet. Așa, ne scriem înapoi în genial. Și merem spre nord, undeva. Oh, stai că nu știu ce-a făcut cataclismul pe aici. Mai sunt bărci? Mai sunt, că văd că aici au atacat. Aici, pe ponton, era tipa aia care mă teleporta, așa -i? Și mă teleportează unde trebuie? Nu. Stai să vedem unde mă teleportează. Ba! Mă teleportează unde trebuie. Las <laughs> exact unde e, trebuie să fiu. 5.000 de gold. Dute, dute. du, -te, du -te. No, da, asta le iau. Mai am atât, mai am. Atât dacă nu pot să zbor pe aici. No, nu-i bai. Pot să zbor pe aici. Numai nu pot să zbor cu ăla rapidu. Eu la doamne, norocoasă -s. Că nu cred că era așa și în Lich King. Deci numai bine. Nu, 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 nu. Stați, sta, stați, Așa am vrut. Să ajung aici numai când intră cata. Așa mi-am și planificat de la episodul 1. Vă dați voi seama? Vai, da pricepută -s. Nu știu dacă am terminat să vă spun despre expertul în justificări imposibile. E persoana care întotdeauna ne explică foarte elaborat uh, greșelile pe care le au făcut și refuză să-și asume responsabilitatea. Adică el nu a fost divină cu nimic niciodată în lumea asta. El a greșit pentru că nu i s-a dat informația completă, pentru că l-a indus în eroare ceva. Tădeaste, asta. Le știți voi pe aia. Care în nu greșesc. Ăștia persoanele care în nu greșesc. E fapt. Și cu asta am terminat lista cu tipuri de colegi. Majoritatea sunt inspirați din colegii pe care i am eu. Majoritatea, da, nu toți. Păi ce tă se întâmplă, mă, cu devizaurul ăsta, mă? Câta oară trebuie să-i pun? Ce mă nervează mai. Learn. Da. Sper că nu mi le mai resetează odată, că mă supăr. Na, bun. Nu mai apuc să vă povestesc despre colegul ăsta minune al meu pentru că am fost prea prinsă în cataclismul ăsta și mi-a trebuit prea mult timp să mă obișnui, nu m-am putut concentra la nimic. Mă iertați. Nu știu, că tura asta n-am făcut nimic. Deci nu știu cum s-a întâmplat. Eu n-am apucat să atac pe nimeni și nimic aici, aproape. Eu m-am plimbat după ăștia. Foarte mare damage fac cu echipierii mei. Eu nu mă năcăjesc. Nu, nu încep cu povestea cu colegul și zice, pentru că <laughs> mi-ar plăcea să vă povestesc mai multe lucruri, mai multe întâmplări și mi-ar părea rău să nu să vă povestesc așa pe fugă. Pentru că nu au făcut numai o chestie, au făcut mai multe chestii și trebuie să vă dau și un pic de background la ele ca să le putem în povesti mai pe larg și să vedem de fapt care sunt implicațiile acțiunilor lui. Da, o să le povestim în alt episod. Când mai avem așa un pic de timp pe lângă, pe lângă subiect, cu siguranță o să vă povestesc și de colegul ăsta. Poate până atunci să mai adună. <laughs> e o minune de coleg. Fu! am fost 68, am fost 69 aproape, 68 jumate când am intrat, cam așa. Acum suntem 71. Eu zic că mere foarte bine. Cred că ceva s-a schimbat și la XP-ul pe care îl primești. Pentru că mi se pare că primesc mult mai mult XP. Deci creșteam mult mai greu. Acum cresc foarte ușor. Mă simt mai puternică decât sunt. De ce? Na bun. Am rezolvat. Leave instance. Păi suntem bine. Putem să dăm complet aici. Și pe data viitoare trebuie să-mi pun la punct questy bestie. Ca să văd questurile cum trebuie. Că așa nu-mi prea place. Că nu văd de unde să-mi iau questurile. M-am învățat cu binile. Nu mai îmi place. Na da, bun. Suntem în regulă. Noi să merem la Inkeeper. Mi-a apărut și aici ceva quest. Îi în Cred că îi în Trebuie Tu să să-i omor pe ăștia? Nu, cine știe. Uite unde tot apară ăștia, bă, că deja mă enervează, mă. Tu la ai doamne, dar păi un quest nu poți și faca ca cinimă la imă. Hai, dați! Cineva o și murit aici. Cum? barna. Nu, trebuie și mă duc să-i duc la ăla, nu știu ce. Ia, să am dat ceva quest, dă-mi altul. Păi aici mă prim de la unul la altul, că nu, no. ce frumos. Minunat, tu ești în keeper-ul. Make this my home. Foarte bine, perfect. Putem sta jos undeva, până data viitoare. Dar nu avem loc la masă nicării. Tot ce se ocupați. No, bine, hai că te ajut. Până data viitoare, eu cu Devil Zaur suntem aici să te ajutăm. Z! Sensus! Cu ce te ajut? Ce vrei? Ce ocupi tu? James. Așa. Sensus. Ză fata mea. Îți trebuie de mâncare? James. Ai să-i dai la fata asta ceva de mâncare. așa vă înțelegeți voi. Bine. Cine e următorul? nu e nimeni. zaur Tu îi sperii pe mă. Mă, 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 Îi sperii pe Îi sperii la ăsta cliență. Duci și stai în colț undeva. Păi, cam atât deocamdată. Eu zic să ne oprim aici. Trebuie să-mi rezolv cu esti bestii. Apoi vom vedea cum facem. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă mulțumesc pentru suport, pentru comentarii. Sunt niște comentarii super drăguțe pe care mi le-ați lăsat în ultima vreme, care m-au uns pe suflet. Vă mulțumesc foarte mult pentru ele. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru subscribe. În momentul ăsta suntem la 1060 de subscriberi. Un număr destul de mare din punctul meu de vedere. Sper că ați avut niște sărbători fericite și că v-ați început lucru cu bine. Să aveți o săptămână minunată și până data viitoare, rămâneți cu mine! V-am pupat, papa! Pa!